orice persoană care a realizat stagiul minim de cotizare de până la 15 ani, dar mai puțin de 10 ani, se poate asigura în sistemul public de pensii în baza unui contract de asigurare socială. În sistemul public de pensii se poate încheia contract de asigurare socială și pentru perioade de timp de maximum 5 ani anterior lunii încheierii contractului, în care persoana nu a realizat stagiul de cotizare în sistemul public de pensii, prevede articolul adoptat. Un alt amendament a fost încadrarea persoanelor cu grad de handicap în categoria celor care pot ieși la pensie după un stagiu de cotizare mai mic, și anume de 11,8 ani. În textul inițiat de guvern și adoptat de Senat, doar nevăzătorii erau incluși în această categorie. Singurele forme de învățământ asimilate vechimii în muncă sunt cursurile de zi sau cu frecvență ale învățământului universitar, organizat potrivit legii, pe durată normală a studiilor respective, ori a unui ciclu de studii universitare cu condiția absolvirii acestora cu diplomă. Cel mai important amendament adoptat de comisie este scăderea stagiului de cotizare minim de la 15 ani la 10 ani pentru persoanele care vor să-și cumpere stagiul de cotizare pentru perioade de 5 ani. Un salariat care își ia concediu de odihnă în afara perioadei stabilite în acest sens de către angajatorul său riscă să fie sancționat disciplinar, deci inclusiv să fie concediat. Potrivit avocatnet.ro, salariații care decid să își ia concediu de odihnă în afara perioadei stabilite de angajator pentru acest scop riscă să fie sancționat disciplinar. Practic, este posibilă în funcție de gravitatea faptei angajatului, inclusiv concedierea disciplinară. Conform codului muncii, concediul de odihnă trebuie luat în baza unei programări individuale care se face cu fiecare salariat în parte pentru anul următor. Astfel este subliniat că salariații sunt obligați de principiu să-și ia concediu în perioadele în care sunt programați. Masa de Crăciun va fi mai scumpă decât anul trecut, după cum arată datele publicate marți de Institutul Național de Statistică. Dacă facem o comparație cu ultima lună din 2017, prețul cartofilor a crescut cu o treime. Celelalte legume s-au scumpit și ele la fel, și pâinea, iar facturile la gaze sunt cu 16% mai mari. Comparativ cu luna noiembrie din 2017, alimentele s-au scumpit cu aproape 3% în medie, iar celelalte produse și servicii cu 4,2%. Cartoful este însă vedeta acestor scumpiri, cu 32% creștere față de anul trecut. Recolta slabă de la noi și din Europa a contribuit la asta. Celelalte legume, roșiile, castraveții, ardei, au avut creștere de 17% în medie. Carnea de vită a devenit mai căutată după problemele cu pesta porcină și, prin urmare, prețurile au crescut cu 5%. Avem și ieftiniri, fructele cu 11%, ouăle cu 22% și zahărul cu 7%, semn că prăjiturile, mai ales tartele cu fructe, ar putea fi mai ieftine de acest Crăciun. Majorarea salariilor în Marea Britanie a fost peste așteptări în perioada august-octombrie 2018, în timp ce firmele nu reușesc să facă angajări din cauza lipsei de personal. Câștigurile totale, excluzând bonusurile, au urcat în ritm anual cu 3,3% în perioada menționată. Este cel mai rapid ritm din trimestrul 4 din 2008 și depășește estimările analiștilor. Oficiul Național de Statistică a anunțat că rata șomajului s-a menținut la 4,1% în perioada august-octombrie 2018, deși economiștii se așteptau ca rata șomajului să scadă la 4%, cel mai redus nivel din 1975 până în prezent. Numărul angajaților din Regatul Unit a crescut cu 79.000 în perioada august-octombrie 2018, la nivelul record de 32,48 de milioane, în timp ce numărul șomerilor a urcat cu 20% la 1,38 de milioane. În traducere liberă, Brexitul și-a atins scopul, imigranții pleacă din Marea Britanie.